Următoarea mea invitată a vizitat aproape 50 de țări și nu se oprește aici. Recent a revenit din două destinații pe care nu toți moldovenii au curajul să le exploreze. Bloggerul Deana Mocanu ne povestește prin ce peripeții a trecut și cu ce a uimit-o chinezii. Bună, Deana! Bună, Rodica! Să știi că înaintea ta a fost Viorica Nagacevski și mi-a zis că chinezii nu au prea uimit-o. De fapt, au dezamăgit-o pe tine. La tine cum a fost? Da. 3 săptămâni ai stat acolo. Da, am stat 3 săptămâni în Shanghai. A fost super fain. Mi-a plăcut foarte mult. Eu am mai fost în Asia. Așa că mie îmi place foarte mult zona aia. Îmi plac țările de acolo. Îmi plac mirosul, au un miros specific. Mâncarea e foarte gustoasă și oamenii sunt diferiți decât la noi un pic, dar e fain. Ai fost și tu în India, la fel ca și Viorica, dar dacă ai compara aceste două țări, care ar fi cea mai aproape de sufletul tău? Dar nici nu le pot compara. Nu le poți compara, că două culturi absolut diferite. Da, și ca și nivel de dezvoltare sunt foarte diferite. În care ai mai reveni atunci? În ambele. Deci tu ești genul de om curios, nu contează. Deci nu ai așteptări, descoperi și guși din țara așa. Da, am învățat să nu mai am așteptări, pentru că am avut așa odată perfect, nu? Și m-a dezamăgit destinația foarte mult și de atunci am zis că nu mai am așteptări și... Ce ai făcut 3 săptămâni în Shanghai? Am stat, m-am odihnit, am vizitat tot Shanghai. Era foarte obosită, știu că ai un program foarte încărcat de business. Eu glumesc acum. Eu glumesc, nu o luam serios. Eu stau și mă gândesc, Doamne, când aș avea eu 3 săptămâni să stau în Shanghai așa și să mă odihnesc? Tu, după ce te-ai odihnit, de fapt? Păi, mai lucrez. Când? Știi cum? Este vorba carpe diem, așa că trebuie să ne trăim clipa. Să lucrăm întotdeauna, reușim. Așa. După Shanghai? După Shanghai, imediat am mers în Maroc. A doua zi. Am aterizat duminică în București. Peste 24 de ore exact am zburat în Maroc. Și am stat o săptămână. Am fost pe lângă Casablanca și în Marrakesh. Și la fel, iarăși, culturi total diferite. În Maroc, oamenii mi-au părut un pic cam agresivi. Încă din momentul în care am aterizat în aeroport, s-a încăierat o bătaie. Din cauza ta? Nu din cauza mea, dar direct în aeroport la controlul de pașapoart. După aia, la fel, coborâsem, eram în Marrakesh, coborâsem din autobuz să merg în excursie, pe unul i-a dat o piatră, l-a lovit cu o piatră în cap, i-a spart capul. Deci, total diferit. Eu care credeam că Marocul așa ar fi mai pe gustul meu, deci nu? Deci, nu? Ei ca și cultură sunt destul de interesant. Și doar că, știi cum, și Moldova ar fi o țară frumoasă dacă n-ar fi moldoveni, așa spun eu. Dar în China mi-a plăcut foarte mult. Umor negru. Da. În China mi-a plăcut foarte mult, sunt super dezvoltați, sunt mult, mult mai avansați decât restul, decât noi. Noi nici nu mai spun de noi, vorbesc de Europa de vest. Și mi-a părut un pic ciudat la ei, oamenii. Trei elemente nu mi-au plăcut. Stai, vorbim de China acum. Da, așa, de China. Deci ce nu mi-a plăcut, când mă întrebai, când discutam ce nu mi-a plăcut, mi-a plăcut anumite obiceiuri ale oamenilor. Scuipă foarte mult pe stradă și femeile și bărbații. Un pic de incultură așa. Dar lor ne se pare normal. Adică ei nu simt că fac ceva neobișnuit. Apoi când mănâncă, plescă foarte mult. Și nu respectă circulația rutieră. Deci nu au niciun respect unul față de altul ca și șofer. Dar ziceai că și în India e cam așa, nu? Adică merge... Da, dar în India, știi, măcar ai siguranța că sigur nu lovești pe nimeni, șoferul nu lovești pe nimeni. Aici niciodată nu știi. Aici încalcă, dar știi cum? Mergi încetișor. Dacă mergi încetișor, înseamnă că nu încalci. Poți merge la roșu, dar încetișor. Ai fost la vreun concert? Nu știu, la operă, la teatru? Am fost la... Ce ai văzut acolo? Circ, acrobați. Cu acrobați am fost. A fost foarte interesant. Un fel de Cirque du Soleil chinezesc. Și a fost fain. Mi-a plăcut. Zi-mi din mult. Peripeții că ce mai pățit, ce te-a mai amuzat, pentru că tu nu să te întreb acum de farfurii. Care farfurii? Îți spun te urmă eu la ce m-am gândit. Știu că nimerești permanent în situații mai picante. Da, așa? Mai cad de ventilatorul în cap. Mai... Aici a fost ok. Este destul de civilizat, n-ai cum să nimerești în situații ciudate. Ceea ce am încercat mai ciudat a fost mâncarea. Am încercat mâncarea coreană, hot pot, unde este o oală în care se fierbe tot timpul apă.
mai pipărată, dacă dorești, sau mai iute. Și în ea tu îți alegi ingredientele care le vrei și le pui, le lași să fiarbă și după aia le mănânci. Și dacă tu nu știi chineză, e complicat, pentru că ei la alegere și nu știi ce comanzi. Și poți să dai peste 50 la 50, poți să dai peste produse ok, ingrediente ok, dar poți să dai și peste ceva care nu-ți place. De acolo. E flămândă niciodată în România. Mi-a plăcut foarte mult mâncarea la ei. Interesant că e cultura tuturor popoarelor din jur și găsești mâncare de toate felurile, inclusiv mâncare turcească, ceea ce m-a surprins foarte mult, că sunt foarte multe restaurante turcești. Ai consumat vin acolo? De producție chineză? Sau? Nu, ei au vin alb care e un fel de tărie, ca la tărie. Am consumat vin de-a nostru. Am dus încolo. Zi-mi și de Maroc. Trei lucruri care ți-au plăcut enorm. Mi-a plăcut foarte mult mâncarea. Iarăși? Da, mâncarea. Eu, pentru mâncare. Că eu zic că merg și în tururi gastronomice, nu doar turism. Mi-a plăcut oceanul și mi-a plăcut arhitectura. Acum ziceam că o să le recomandăm celor de acasă prin tine una din aceste două destinații ca și destinație de vacanță. Unde ai trimite pe moldoveni? China nu este o destinație de vacanță, este o destinație în care mergi și explorezi, că nu ai mare, nu ai munte, dar trebuie să mergi în interior, deci în Shanghai doar să le explorezi, dacă vrei ocean, normal că mergi în Maroc, dar eu întotdeauna recomand să mergi oriunde în lume, să mergi să explorezi. Nu există țară care nu îți placă, există locuri unde noi să vrei să te mai întorci. Ce-ar fi în vogă vara asta pentru noi? Ce destinații europene, de exemplu? Grecia întotdeauna rămâne în vogă, să niciodată n-aș merge. Eu sunt omul munților mai mult și lacurilor, pentru că îmi place când e răcoare. Italia, Grecia, Asia aș recomanda pentru când la noi e iarnă. Cam așa, că atunci e cald acolo. Zi-mi, ce-i cu tricoul ăsta? Tricoul Blog Infidel. Da, da, mi-a dus și mie unul, mi-ai promis un tricou. Da, este în producție, de luna viitoare. O să ai în serie? Da, o să am în serie. Asta este primul tricou, Let Me Fly și Blog Infidel. Dragostea pentru zbor, dragostea pentru călătorii, cu geolocația Republicii Moldova. Și astăzi chiar am scos designul pentru următorul tricou. Și o să le lansez pe data de 12 iulie la București. La București, nu la Chișinău. Da. Deci trebuie dar să vină acolo și sau la... să ne trimiți și nouă câte tricouri. Te rog frumos să nu ne lași fără tricouri. Deana, îți mulțumesc tare mult. Câte minute am stat azi de vorbă? Ai cronometrat? Ți-a ajuns? Da. E suficient? Da. Data viitoare îți promit că mai adăugăm. O seară frumoasă să ai și mulțumesc pentru impresii. Noi luăm o pauză de publicitate.